În jurul datei de 20 octombrie, pentru că în 21 octombrie se împlinesc jumătate de secol de când doamna a avut debutul în Sanson și Dalila aici cu Ludovic Spis. De ceea ce a fost acum 50 de ani și a ceea ce a fost această lună de muncă intensivă pentru premiera noastră de Verdeaș. Și îmi doresc din suflet ca doamna să se reîntoarcă, să fie cât mai mult împreună cu noi și să ne ajute în proiectele pe care le vom face. Cu dragul să-i cătăm pe cuta. Acum începem. Nu pot să spun decât ca să mă mai emoționez eu la vârsta mea, să știți că e greu. Și au reușit în această seară să mă emoționeze la lacrimi. Vă rog să-i susțineți mereu, pentru că aveți un teatru excepțional, aveți un colectiv excepțional și să știți că și prin colțurile este mai îndepărtate se poate face artă. Vă iubesc!